Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, salutări așadar tuturor. Vorbim despre războiul pe care îl trăim, războiul de la granițe, cum poate fi oprit și cum să ne mai putem vedea de viață. O spunem noi, dintr-o țară care trăiește în pace, în liniște. Dar oare cum o fi pentru ucraineni? Ucrainenii care au fugit din propria țară și ucrainenii care au rămas acolo și luptă. În studioul Europa FM este doamna Valerie Cioloș-Vilman, mindfulness trainer, coach. Doamna Cioloș-Vilman, bună seara! Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună seara! De asemenea, domnul colonel Vasile Mareneanu, psiholog militar, șeful Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al MEAPN. Domnule Marineanu, de asemenea, bună seara! Mulțumim foarte mult pentru prezență! Bună seara! E o declarație, un interviu în exclusivitate pe Europa FM, realizat de colega mea Liliana Nicolae. Declarații făcute de Andrei Bondart. Este ucrainean, trăiește în Kiev, acolo unde ieri seară rușii au bombardat o zonă rezidențială și un mall, și care spune așa pentru Europa FM. Viața mi s-a schimbat complet. De fapt, nu mai am cine știe ce viață acum. Încerc să mă calmez, să-mi fac ceva de mâncare, să caut mâncare și eventual să încerc să dorm. E înfricoșător să te trezești din cauza bombardamentelor. Sincer, supraviețuiesc. Este o declarație absolut șocantă. Vreau să intrăm în direct și cu voi în această seară. Sunați-ne pentru a dialoga. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Vrem să știm ce trăiți voi astăzi, acum, și cum vă vedeți de viață. Atenție, noi trăind în liniște și pace. Doamna Valerie Cioloș-Vilman, spuneați pe Facebook, scriați așa pe 25 februarie, un mesaj despre gânduri personale apropo de război și ce anume ați trăit dumneavoastră în copilărie legat de război, pentru că toate acele gânduri au venit către dumneavoastră atunci când a început invazia Rusiei în Ucraina. Ce povești despre război aveți? Ce trăiți în prezent? În legătură cu ce ați trăit? Nu știu, tot timpul am trăit cu o sensație acută că războiul este tot timpul aici, de fapt. Și mai ales m-am născut în Lorena, care este o regiune care a fost marcată de doi război mondial, unde multe, multe tragedii s-au petrecut și în familia. Un străbunic care a plecat, a fost dus în lagăr, un... și de fapt și la școală, pentru mine povești, adică nu era povești ce auzeam la școală, la curs de istorie despre război. Da, sincer, dacă ești un om sensibil și cu bun simț, să auzi în istorie cum oameni s-au murit, milioane de oameni în primul război în tranșee, ochi în ochi, și eu având asta în familie, m-am uitat, am vrut să știu mai mult și am auzit, am căutat carnețel de la bunici, de la străbunic, și l-am găsit. Și m-am întrebat de unde vine asta, toate astea, și cam așa am ajuns și la mindfulness, că război mi se pare că este fiecare clip. Eu mă mir că nu a fost până acum. Totuși am trăit mai mult de 70 de ani fără război. Și poate asta e miracolul. Tatăl dumneavoastră, înțeleg că a fost în război, când dumneavoastră încă nu vă născuseți. Da, așa am realizat asta acum câteva zile, că da, așa era pe câmp de război când m-am născut, da. Ați vorbit în familie, ați trăit auzind cuvântul război și l-a auzit și astăzi? Nu l-am auzit, dar cred că tot asta am ajuns la mindfulness, să-mi țin urme invizibile. Adică de asta e foarte important să punem nume pe ce simțim, pe ce observăm, că când vedem, când punem un nume, deja e altă. La mine familia era mai așa înăbușită, mai... era o sensație de pericol, că pericol poate fi oricând și moarte poate fi oricând. Foarte des apara acest cuvânt în familia, dar nu știam de unde vine. Și acum am realizat asta recent. Da. Cum vă e în prezent?
sunteți un profesionist, dar cu siguranță vă vin gândurile astea. Dom'le, cum ar fi să fiu eu în locul lui Andrei Bondar, de exemplu, despre care vorbeam mai devreme? Nici nu vreau să-mi imaginez, dar de fapt nici nu vreau să-mi imaginez, dar încerc deja în locul meu să stau și să-i stau în picioare și să fiu un om echilibrat, să nu fi impulsiv, să nu fi agresiv. Și știți cât de greu e viața de zi cu zi și fără război. Când ești în trafic, când vezi oameni care te mint în fața sau mint pe alți sau fur în fața, văd să apar revolt și agresivitate. Și de aceea, pentru mine, e foarte importantă autoconținere și pentru acest om. Mi se pare că putem să ne învățăm, să ne conținem, să ne echilibrăm, să ne autoreglăm. Domnule Marineanu, ați lucrat în teatre de operații militare, Bosnia, Herțegovina, Kosovo, Afganistan. Ce ați văzut, ce ați trăit acolo și aș vrea să ne explicați ce trăiți dumneavoastră în prezent. Sunteți psiholog militar, aveți experiență vastă în domeniu. Ce trăim azi? În teatrele de operații militare am văzut cam ceea ce ne apare atunci când vorbim de conflict armat, de război, partea mai puțin plăcută a vieții, fața întunecată a oamenilor, elemente care întrețin cumva o spirală a negativității și lucrurile astea mi-au apărut într-adevăr pentru prima dată în față, paradoxal, în Bosnia-Herțegovina, aproape în mijlocul Europei, în 1996, am avut o experiență de a fi dislocat într-un campus american, o bază militară în care chiar a luat naștere Tribunalul Internațional pentru fosta Iugoslavie și am asistat acolo la, de fapt am fost parte a echipei care a contribuit la identificarea gropilor comune, la Srebrenica, am văzut cadavre descompuse, am văzut mișcări de refugiați, pentru cine nu știe, au fost peste 2 milioane de persoane strămutate, refugiați. Deci lucruri care te marchează, lucruri care lasă un impact emoțional foarte puternic asupra oamenilor, chiar și cei mai bine pregătiți psihologic, oamenii continuă să, adică reacționează într-o manieră care poate să persiste de-a lungul timpului și poate să capete forma unor simptome ale unor tulburări psihice și elementul comun al acestor lucruri este faptul că apare o spargere a sistemului de credințe pe care noi oamenii îl avem cu privire la ceilalți, cu privire la noi înșine, cu privire la viața în general pe care o vedem de data aceasta cu partea ei negativă, așa cum spuneam. Când a început nebunia, la ce v-ați gândit? Ce trăim în prezent? De ce se întâmplă ce se întâmplă? De ce avem un război? Din punctul meu de vedere, ca psiholog, m-aș aborda problema strict psihologic și pot să spun că o văd ca pe o provocare practică, e adevărat, fără precedent, care creează un impact emoțional foarte puternic și care nu este singular, au mai fost și probabil că vor mai fi astfel de conflicte armate, e adevărat, nu au fost în proximitatea frontierilor noastre, însă ceea ce au ca element comun este această necesitate de a opera cu un set mental care să ne permită nouă să ne poziționăm în mod eficient, să luăm deciziile corecte, să nu facem gesturi necugetate care să contribuie la adâncirea crizei, care oricum este provocată de aceste evenimente traumatice. De ce s-a ajuns aici? Asta e o întrebare destul de complexă și probabil că analiza ar trebui să o ducem un pic dincolo de nivelul strict psihologic. Sunt elemente sociale, politice, economice, istorice, dacă vreți. Să nu uităm că societatea rusă a avut și are un anumit tip de relație de putere cu liderii săi. Nu putem să spunem neapărat că este o dictatură acolo, dar întotdeauna rușii au preferat personalități puternice. Dacă liderii lor nu s-au ridicat la nivelul ăsta, au fost excluși. Să ne amintim situația cu Boris Yeltsin, cu Gorbaciov. Politic vorbind, asistăm la o alternanță așa, la putere a lui Putin. Economic, iată, suntem aproape toți dependenți de resursele Rusiei, însă la nivel psihosocial, trebuie să spun asta, în ultimii 20 de ani asistăm așa la o influență în mediul operațional, în mediul informațional fără precedent. Rușii practic au creat contextul dezinformării, au operat cu fake news,
au informat selectiv, au dezinformat pe alocuri, au controlat toate narativele și le controlează în continuare cele care, la care sunt expuși oamenii proprii. Exemple aici ar putea fi cele care se referă la teoria conspirației, dar aproape toată lumea, toate aceste știri false au creat mai multă neîncredere în instituțiile statului. Pe populația proprie din Rusia asistăm la narrative ridicole, de exemplu denazificarea Ucrainei, care pentru noi pare ceva absurd. E posibil și cred că sunt foarte mulți oameni din Rusia care într-adevăr sunt de acord cu acest subiect. Deci sunt multe lucruri care au condus aici și multe lecții învățate, probabil. Vorbeam înainte de a intra în direct despre legătura dintre mindfulness și psihologie militară. Că există o legătură și că mindfulness se practică în lumea militară, încercăm să înțelegem dacă ar fi să dăm așa niște sfaturi. Chiar mă bucurat să aflu că se practică, că știu că în alte țări se practică, căci acum adevărat mindfulness are o tentă un pic... ceva care te duce pe un norișor și că ești tot timpul zen și de fapt mindfulness nu este, de fapt cum să dezvoltăm, ne trenuim abilități să facem fața la dificultăți și tocmai în armată este un loc și în poliție și în locuri acest fel de lucruri sunt zone unde se simte dificultăți. Deci am fost foarte fericit să aflu că mindfulness face parte din panoplia armate română. Ce face un militar? Ce tehnici, tactici, la ce tehnici poate apela un militar ca să treacă mai ușor peste ceea ce vede, ce aude, ce face? Există mai multe abordări. Una dintre ele se referă chiar la tehnicile de mindfulness pe care le-ați amintit mai devreme. Noi am început să practicăm în mod sistematic tehnicile de mindfulness în armată. Primul training a avut loc în anul 2019 cu un instructor care, într-adevăr, a fost pregătit în Statele Unite, chiar la sursă. Există și ceva cercetări științifice care aduc dovezi în ceea ce privește eficacitatea acestor tehnici. Noi am creat o procedură operațională, am extins aceste tehnici la nivelul tuturor unităților militare. În principiu, sunt lucruri care ajută oamenii să-și refacă resursele cognitive, resursele afective. Este o tehnică ce se aplică complementar tehnicilor clasice de inoculare a stresului pe care și noi le practicăm, dar care s-au dovedit că nu aduc suficient eficiență în ceea ce privește recuperarea după expunerea la un eveniment foarte stresant, și atunci noi am găsit și în baza dovezilor care au validat această procedură, am găsit util să le dăm militarilor niște abilități prin care ei să iasă cumva din mintea lor, să se ancoreze în prezent, să prin intermediul celor cinci simțuri să aibă mai multe resurse pe care să le pună în aplicare pentru a crește performanța referitoare la activitățile aici și acum pe care îi le desfășoară. Deci a fi ancorat în prezent și a găsi soluții la problemele pe care le ai în prezent. Da, exact. Ce se petrece este că mintea noastră are o parte emotiv extrem, care poate fi puternic activat uneori și, de exemplu, acum, uite, vine un conflict, frica, teamă, nesiguranță, neputință și uneori aceste emoții, când sunt puternică, dezactivez cortexul, toată capacitatea noastră de a gândi echilibrat, cugetat. Ori trebuie să luăm anumite decizii și mai ales foarte urgent, uneori foarte rapid, și atunci mindfulness ne ajută să recuplăm cortexul, să revin la loc. Și atunci poți să iei decizii. Studii arată că și pentru un om normal care merge pe stradă, mai mult din jumătate din timp este în alt undeva, nu este în prezent și nu că vrea el. Se trezește că se gândește la discuții pe care le-a avut cu șeful sau cu colega, se trezește că se gândește ce va mânca sau nu, dar nu aici.
V-ați gândit în această perioadă de când a izbucnit războiul, de când a început invazia, la Vladimir Putin? Și de ce face asta? Și cine este pentru dumneavoastră Vladimir Putin? Simt de mine că nu simt ură. Simțiți ură? Nu simt ură și asta simt foarte mindă de mine. Adică se pot vedea în orice om, vorbind de partea întunecată a omului, care asta... Dacă simt ura, eu devin întunecată și pot să devin și eu să fac rău în jurul meu, fără să vreau. Dacă simt și ura, e vorba de mine. El este acest om, eu ved un om nefericit și îmi pare rău că nu există mai multe sensibilitate la psico-emoțional, să fim toți mai sensibili la necesitatea de a ne gestiona traumele pentru a nu traumatiza pe alții. Asta ved deocamdată acum. Și... Dumneavoastră, domnule Marineanu, v-ați gândit cine e, de ce face asta? Mă gândesc și cred că ar fi... cumva util să ne raportăm la toată situația asta din perspectiva psihologiei sociale. Este un concept cunoscut în literatură sudeneuropeană de leadership toxic și asta cred că este ceea ce practică la momentul actual Vladimir Putin. Este genul de lider care se înconjoară din ce în ce mai mult de oameni care îi validează comportamentele aberante și toate deciziile pe care le ia. Posibil să fie oameni lingușitori, posibil să fie oameni cu două fețe care nu cred că într-adevăr și gândesc așa cum acționează în preajma lui, s-ar putea să fie forțați cumva să se comporte din mai multe motive care țin poate de teamă, de frică sau de obținerea unor avantaje. Dar dacă ar fi să mă întâlnesc cu Vladimir Putin, i-aș spune faptul că lingușirea, așa cum spunea Nicolae Iorga, este doar prețul anticipat pe care îl plătim pentru trădarea care se pregătește. Și pentru că vorbim de Vladimir Putin, vreau să vorbim despre ce li se întâmplă ucrainenilor din cauza lui Vladimir Putin, drama refugiaților. Dacă ați avea în fața dumneavoastră o mamă care a fugit cu copilul și iată vine România și caută soluții, dar simte că o strânge totul și că e dificil să gestioneze situația atâtea femei ai căror soți au rămas acolo în Ucraina, ce i-ați spune? Cum ați încerca să o... Nu știu dacă e cuvântul potrivit să o mobilizați, nu știu, să rămână acolo pe linia de plutire. Din păte, eu nu sunt psiholog, așa că pot să vorbesc doar din perspectiva mea de femeie, de... și de trainer de mindfulness, pentru mine a fost important să ascultăm. M-am gândit și eu, hai că vin cu uneltele mele acolo, dar deocamdată obțin că nu e moment acum, sunt la nivel de bază, adică să bei, să mănânci, să ai unde să dormi și poate după ce o să fie alte intervenții psihologice care sunt foarte importante pentru a gestiona traume și... Dar acum suntem la siguranță, copii, unde se pun, sunt și mulți copii care vin fără părinții. Da. Fără mame și riscul cu trafic de persoane. E partea întunecată și a războiului, profitor de război care apar și aici mă bucur că demobilizarea e exemplar pe care a dat dovada în România și acest val de empatie este foarte frumos. Da. Ce le puteți spune? Poți să faci terapie propriu-zis cu refugiații sau, așa cum spunea doamna Cioloș-Vilman, mergi la nivelul acela de bază, că oricum oamenii sunt căzuți complet și atunci te asiguri că au mâncat, că au băut, că sunt sănătoși și că ești lângă ei. Sunt perfect de acord cu ce a spus Valerii. Este nevoie în aceste momente de asigurarea nevoilor de bază. Evident că există reacții la stresul acesta prin care persoanele au trecut și de multe ori aceste reacții pot să ia forma unor simptome care ne pot face pe noi psihologii să venim și din exces de zel și să copleșim persoana din dorința de a o ajuta. Însă ar trebui să ne aducem aminte că aceste reacții reprezintă modalități absolut normale de a reacționa la o situație anormală, pentru că, iată, ne confruntăm cu o problemă care nu se întâmplă zi de zi, ar trebui să lăsăm persoanele să își exprime toate aceste stări emoționale, să răspundem inițiativelor lor de a stabili un contact cu noi sau dacă ei nu fac asta pentru că poate sunt copleșiți emoțional, putem să angajăm noi un contact cu persoanele respective, dar
într-o manieră compasională și non-intruzivă. Deci este absolut normal ca dacă persoana se stabilizează în timp, undeva la 2-3 săptămâni, posibil să mai persiste aceste reacții, însă ele se remit în mod spontan. Există mecanisme naturale prin care noi oamenii facem față. Aproximativ 60-70% dintre persoanele care se confruntă cu astfel de probleme se vindecă, să spunem, de la sine, și există un procent de oameni care, într-adevăr, ar avea nevoie de o asistență psihologică mai pe termen lung. Și să nu uităm că în tot acest context, de multe ori, oamenii poate au nevoie de asistență medicală pentru anumite probleme medicale care sunt urgente. Și ele trebuie rezolvate înaintea problemelor emoționale, care poate că se coagulează și se stabilizează undeva după o lună de zile, și de-abia atunci am putea să punem problema unei terapii în adevăratul sens al cuvântului. Ne uităm și la... Da, vă rog. Ce observ legat de asta este și dorința noastră de a vindeca pe alți pentru a ne simți mai bine. Adică și eu când am auzit, m-am gândit, hai, mă duc cu mașina, ajut. Și după ce m-am gândit, ce faci acolo? Valerii, tu nu te pricepi la ajutor de urgență sau... tu n-ai fost format pentru așa ceva. Și ce poți să faci cu mindfulness? Nu, în momentul, Valerii, hai, stai aici și vezi. Și după ce am văzut că se mobilizează oameni și am spus, ok, nu e locul meu, eu o să ajut altfel și ajut altfel. Și asta e foarte important din asta, reacția noastră a tuturor care suntem aici în România, cum și să ne vorbesc de provocare, adică acest război e o provocare pentru noi toți, în care putem și să ne vedem toate emoțiile în fața, în ochii, în care putem, deci și să le autoreglăm și să aflăm ceva despre noi și să cultivăm mai multe pace în noi. Ne uităm și la soldați implicați în război, cei trimiși să ucidă, cei trimiși să apere sau să se apere, să-și apere poporul. Și v-aș întreba din experiența dumneavoastră personală în casă, cum e să ai pe cineva care să fi luptat în război? Cum e când revine? Ce simți? Ce e în atmosferă? Da, e limpede că e multă apăsare. De asta, pentru mine este ceva de zi cu zi, să lucrez cu tine, cu emoțiile tale puternice. E... Acum vedem o situație extrem, dar îmi place foarte mult acest metafor, este parcă o poveste din indiană din America, care vorbesc că toți avem un lup alb și negru în noi și că amândoi sunt aici, nu există să nu avem, și a cui dai de mâncare. Și pentru asta mi se pare... Fiecare zi, adică, acum, ce fac cu mine? Și dacă sunt agresiv cu cineva, credeți că nu o să fie agresiv dacă este ceva, un eveniment mai dramatic? Adică să cultiv aici și acum, fiecare zi, această bunătate, această prezență, acest echilibru, fermitate, să pun și limite la ceea ce fac. Adică, eu aș vrea foarte mult să fim conștient acum de ce suntem ca și om, astfel încât dacă... apar probleme, să fim și să ne comportăm, să nu ne arătăm prea mult partea tunecat, că ea este noi și dacă suntem atacați... Practic, într-o situație conflictuală, să rămâi prezent, să raționezi și să fii în stare să conștientizezi ce vrei să faci sau ce urmează să faci. Acum, chiar acum. Și acum, în studio asta, cine ne ascultă. Ce simt soldații, domnule Marineanu? Soldații ruși. Vedeam imagini cu unul dintre ei, niște puști, niște tineri, copii care habar n-aveau unde au fost trimiși, șocați. Sau cei care știu cu adevărat unde au fost trimiși, o fac foarte bine, fără remușcări. Sau cei care se apără și nu știu ce să facă pentru a rămâne acolo pe poziții. Noi le spunem soldați, dar ei sunt niște oameni ca și noi. Ce trăiesc oamenii aceștia? Cred că putem vorbi de două categorii de militari care sunt implicați în acest conflict, atât în ceea ce privește partea rusă, cât și partea ucrainiană. Avem militari profesioniști care sunt pregătiți în mod special să facă asta, au o pregătire psihologică adecvată, cunosc foarte bine tacticile și tehnicile militare și mulți și-au ales cariera în mod voluntar pe baza credințelor proprii și a valorilor pe care le-au internalizat, fie la nivelul societății din care provin, fie cultura organizațională din armatele din care provin. Dar mai avem și o categorie de rezerviști, voluntari sau involuntari, depinde, dacă ne referim la Ucraina, cu siguranță acolo oamenii sunt în mod voluntar implicați în acest război, însă am văzut cel puțin în mass media câteva cazuri de militari ruși care au fost capturați și care, întrebați fiind ce-i mână pe ei în această luptă,
erau total absenți, deci practic mindfulness-ul nu... Erau undeva, deci aveau pe privire sticloasă, goală, nu știau nici măcar de ce au fost abduși acolo, nu știau nimic despre tacticile și tehnici sau de obiectivele sau misiunea pe care o aveau de îndeplinit. Deci, ceea ce face diferența, cred eu, în acest război este partea de motivație. Partea de motivație și partea de a fi stăpân pe ceea ce face acolo, de a cunoaște îndeaproape o serie de tehnici și de tactici sau de proceduri cu care ai fost pregătit. Și asta conturează ceea ce noi numim în limbaj comun voința de a lupta, care este evidentă în cazul ucrainienilor, sau ceea ce îi face pe ruși să stagneze, pentru că observăm că pe zi ce trece lucrurile se înrăutățesc în ceea ce îi privește. Chiar au fost respinși de unde toată lumea se aștepta să înainteze spre Kiev. Deci, probabil că vom asista în viitor la o lipsă de motivație din ce în ce mai mare a militarilor ruși. Dacă aveți întrebări pentru invitații noștri, dacă aveți frământări, vrem să știm cum vă vedeți voi de viață în această perioadă, în vreme de război, și vă așteptăm în direct. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în această seară. Valerii Cioloș-Vilman, Mindfulness Trainer, este în studioul Europa FM. De asemenea, colonelul Vasile Marinanu, psiholog militar, este în direct cu noi. Dacă ar fi să ne referim, doamna Cioloș-Vilman, la... ce putem face noi astăzi și să conteze și să încline balanța aceea înspre un lucru pozitiv? Ce? Aș vrea să ratez ceva. Bunicul meu a trecut dincolo acum câțiva ani și el a fost rezistent în Lorena, în al doilea război mondial după cea. Și înainte de a muri, vorba într-una de acest 2-3 scena în care a asistat sau a participat la omorit cineva. Era rezistență, era un context anume, dar acest om care avea 20 de ani atunci, acum la 80 de ani, se tot gândea. Și eu, pentru mine, este ce pot să fac acum, să cum... Și de asta practic și eu mai fulnesc, să spun că nu vreau să reacționez impulsiv și să fac ceva pe care la un moment dat, înainte de a muri, o să regret să fac. Pentru mine asta e important, să acum putem să învețăm să devenim mai buni, astfel încât dacă apar situația extrem, să comportăm într-un mod pe care... Să nu avem de regretat că ne comportăm așa. Și toate tehnicile astea de autoreglare pentru... Mai funez pentru mine, de asta e vorba. Ni se alătură Elena acum, un ascultător okay. Europa FM. Are întrebări pentru noi, să vreau să ne spună ceea ce simte ea. Te salutăm, Elena. Mulțumim foarte mult pentru că ești alături de noi în această seară. Bună seara, vă sunt din București. Sunt un om care mi-este greu să vorbesc despre război pentru că n-am trecut prin așa ceva. Și dacă nu treci prin asta, mă rog, e greu și empatia. Vă spun sincer, înțeleg ce înseamnă să rămâi fără nimic, dar mai departe mi-e foarte greu. Aș dori să vă relatez o experiență. Mama mea are 91 de ani și atunci când s-a întâmplat, pe 24 sau pe 25, nu locuim împreună, i-am dat un telefon, mă rog, telefonul cotidian, și întrebam ce face. Și să știți că a avut o cunoscând-o de atâția ani, a avut o, cum să zic, o verbalizare ușor isterică. Ce ne trebuie război? Dar de ce să vină război? Da, dar pentru ce? Pentru ce toată? Înțelegeți? Tot tonul acesta pe care vi l-am pus eu, l-avea mama. Era panicată. Mama a trecut prin războiul al doilea mondial. Ați înțeles? Și atunci am făcut o comparație cu mine. Eu nu știu. Ea știe. Eu pot să ajut. Ea știe ce înseamnă. De asta spun că pozițiile noastre sunt foarte diferite. Sigur că da, trebuie să fim pregătiți să dăm ajutor. Când suntem de față, atunci e cu totul altceva. Dar noi, cel puțin aici în București, n-am fost de față, n-avem experiențe. Și aș avea o întrebare pentru dumneavoastră, ceva care pe mine nu mă lămurește, mai ales că vorbesc cu psiholog și o doamnă deosebită în ceea ce privește coachul. Vă rog frumos să-mi spuneți,
În al doilea război mondial am avut de-a face cu un Hitler, după aceea cu un Stalin, niște demențe care s-au putut perpetua mulțumită celor din jur, mulțumită între ghilimele. O lipsă de atitudine sau, nu știu, cine știe ce valori comune au fost acolo. Da. De ce în lumea noastră astăzi o astfel de persoană care, din punctul meu de vedere, nu gândește sănătos? Pentru că atâta vreme cât știi că acolo sunt copii sau sunt oameni nevinovați, nu văd de ce trebuie să îi omori. De ce nu poate fi oprită? Mulțumim tare mult, Elena. Îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost în direct cu noi. O întrebare simplă. De ce nu poate fi oprit Vladimir Putin? Aș zice că tiranul, avem fiecare un tiran în noi. Așa că vedem cum și noi reacționăm în anumite situații. Eu m-am văzut și pe mine, așa că... Aș încerca să fiu un pic mai pragmatic și să subliniez faptul că probabil la nivelul societății rusești nu există încă pârghile adecvate ca să facă acest lucru. Probabil că le lipsesc valorile autentice pentru ca oamenii să facă într-adevăr ceea ce simt, ceea ce gândesc, să existe pârghii prin care să le spună liderilor lor ceea ce li se pare că încalcă sau violează drepturile omului. Deci, cu alte cuvinte, trebuie păstrată libertatea de cuvânt, libertatea presei. Totul trebuie privit din perspectiva asta pe măsură ce vedem că în societate sunt afectate aceste valori fundamentale. Acela este un semn de avertizare temporie care trebuie să ne dea de gândit și să revenim la normalitate, ca să spun așa. Eu mă întreb de ce toți dirigenții noștri nu sunt trecut prin filtre psihologice. De ce nu sunt niște în fiecare filtre? Zi. Cred că ar fi nevoie. Mai avem 3 minute și ceva și aș vrea să vă rog pe final câteva concluzii, câteva recomandări. Și ne referim la românii noștri, că vedeam imaginile din benzinării, haos, dezastru, că nu mai apucăm să luăm benzină, luăm acum cât cuprinde, că după aia o să plătim mai mult. În magazine la fel, goana după ulei. Ce facem în perioada asta? Cum filtrăm informația în așa fel încât să nu intrăm în panică? Cum putem rămâne raționali, echilibrați aici și acum? Câteva recomandări, doamna Cioloș-Vilman, vă rog. Deja să observăm că, uite, sunt în panic. Deja când conștientizez că sunt în panic, deja nu mai sunt așa în panică. După ce să-mi dau seama dacă mă duc acolo, chiar mă ajută sau intri încă în plus în panic. A fi cumutat cu corp, de a observa cum respir. Dacă faci ceva care te face să te simți mai mult în situația asta, înseamnă că nu e ok. Step back. Și dacă ne antrenăm un pic din timp, sper să nu ajungem acolo. Și să scăpăm de să am eu totul și ceilalți nimic. Că dacă tu cumperi totul, nu mai rămâne pentru celălalt. Dar dacă partea emoțională este super activat, nu mai te gândești rațional. Nu mai gândești asta. Poți să te comporți, am văzut în coz, poți să dai... Să fii violent. Da, la o bunica care e lângă tine, sau este incredibil. Și de asta spun, hai să ne uitați la noi, cum ne comportăm noi acum în timp de pace și după ce vedem cum ne comportăm dacă e altceva. Domnule Marinean. Din punctul meu de vedere, perspectiva asupra lucrurilor este cea care face diferența. Cu alte cuvinte, modalitatea noastră de gândire, un stil flexibil, o variantă de a ne raporta la lucruri prin care noi să nu catastrofăm, să nu ne panicăm, să fim mai toleranți chiar la incertitudinea asta care este în jurul situației actuale, să nu ne informăm exagerat, să nu ne îngrijorăm nici măcar excesiv, să continuăm să ne bucurăm de părțile bune ale vieții, pentru că în felul ăsta putem să ne reîncărcăm bateriile, să fim ancorați în prezent, așa cum am spus, prin conexiunea cu cele 5 simțuri și să avem întotdeauna un plan de rezervă, astfel încât să știm cum să acționăm dacă lucrurile se înrăutățesc. Mulțumim tare mult și vă mai așteptăm. A trecut atât de repede timpul. Mulțumim foarte mult pentru prezență, doamna Valerie Cioloș-Vilman, Mindfulness Trainer, domnul Vasile Marineanu, șeful Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală al MEAPN în studioul Europa FM. Rămâneți alături de noi, nu plecați, ne vom revedea săptămâna viitoare, dar în doar câteva momente încep știrile la Europa FM. Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. We'll be right back.